Bine mai bună la un nou episod, eu sunt Zasami și astăzi să facem o chestie puțin mai diferită. Am făcut data trecută cum arată youtuberii femei și astăzi mi-a zis Andresita o idee de asta nebună, că în face ea tot, îmi pregătește cum arată youtuberii chei cu chelie, cum vreți voi să-i ziceți de toate vreau să rupeți butonul de like și butonul de subscribe Vreau să cocoșat acolo să facem multe, multe, multe like-uri și mai facem idei din astea nebune Ideea este că eu n-am văzut absolut deloc toate pozele Nu știu nici, bă, nu știu nicio poză, nu cunosc nimic N-am văzut deloc, deloc, deloc și ca să fie totul autentic Și să fie prima reacție, l-am luat pe Dragoș Salutare băie Asta zic, l-am luat pe Dragoș, e la mine în calculator cu Tim viewer-ul Ia, ia uita l un mouse al meu și un mouse al lui Dragoș Ia uita l aici Mă, sunt prea multe mouse-uri, Deci Andresita mi-a trimis toate astea pe WhatsApp Eu o să plec de la calculator Și o să te las pe tine, Dragoș Pe WhatsApp-ul lui Andresita pe filmare Tu dau la des, faci un folder Și îmi pui toate, 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 toate chestiile alea Într-un folder, ca să le văd acolo Și după aia când vin la calculator Tu mă suni după aia pe, pe telefon Că mă suni pe telefon două minute în cealaltă cameră Și tu mă suni pe mine și zici E gata, vino să reacționezi. Și înainte să las pe Dragoș să downladeze el chestiile de la Andresita de acolo, de pe WhatsApp, eu o să plec de aici din cameră și dacă să stea bine, pe bune de nu mă fac el în realitate. Dar hai că-mi stă bine dacă e. Că-mi stă bine dacă e. Și vreau neapărat să mergeți acolo în comentarii după ce v-ați uitat la tot clipul să scrieți așa. Mi-a plăcut cel mai mult poza aia și am râs cel mai mult la cealaltă poză. Pentru că probabil o să râdem rău de tot episodul ăsta și știți deja că pozele alea sunt făcute cu o aplicație și sunt curios și cum arată youtuberi la chelie. Hai să lăsăm pe Dragoș să-și facă nebunia și să facă folderul la nebun. <laughs> să le bagi în folderul ăla, bă! Ia să sună pe răpă asta acum. L-ai pus? Gata, bro. <laughs> pe Andrew Bob Ăsta e Bob Andrew Ce facem mă mâncați aici? Bă, dar de ce arată atât de real? De ce arată atât de real? Adică uite-te și i-a făcut până și păr asta ăsta micuț I-a făcut păr asta ăsta micuț Așa zici că urmează să se radă în cap mă, bă Bob Bobi, e bine, e puțin distorsionat aici Dar nu contează Primul este Bobo Spider Care e chel Gen, este un real Jmecher Bă, nu este rău, sincer. Chiar nu este, chiar nu i rău. Chiar o să, o să, dăm note, o să dăm note după chelie. Prima oară am, am uh, reituit. Dragoș, nu mai muta mouse-ul, bă. Fii atent. Prima oară am reituit youtuberii cum arăta ca femei, acum îi reituim cum arată ei chelioși, ok? Uh, și o să le dăm note. Lui Bob îi dau un 7, că parcă are capul prea oval aici, gen, că parcă prea are cap de wow. Prima a fost Bob, al doilea. Mă, cine... Lu asta e Shelly! <laughs> Shelly! asta e Shelly! Asta e moată! Uite cum arată, bă, ce cap strălucitor are! Păi dacă... Dacă îi bate... Dacă îi bate soarele în cap... au orbit lentila! Mamă, mâncați așa asta, cred că e ceva din clip de la cu joburile. Uite te și tu ce chelie perfectă are! Și vreau să imaginați că eu nu știu nicio poză din astea Andrista le-a făcut pe toate Dragoș le-a descărcat în calculator E, e, bine. lușelii dau un nou. Hai să vedem, A treia poză. Cine este a treia persoană? Doamne, uitați-vă la Daniden. Den. Uitați-vă la Daniden Den ce cap are. Bă, dacă nu m-a pus Andresita și pe mine să, -mi, să văd cum aș arăta eu chel. Dacă nu m-a pus Andresita pe mine, sunt supărat rău de tot și o să o sun și zic să-mi trimită direct poză cu mine. Mă, nu, nu, nu i-ar sta bine lui Dani cu chelie, sincer. Lui Dani de ne-ar sta bine cu chelie. 6.50 lui Dani Den Cheliosu. Bun, următorul. Ia să vedem cine este următorul. Mamă, mâncați și. <laughs> Bă, cum arată gami! Doamne! Doamne, ce cărți sunt imaginile astea de le văd aici. Gami cu chelie e un big nu. E un nu. Nu imens. Bun, continuăm, continuăm. Hai să vedem următoarea. Cine este următoarea poză? Zici, nu mai știu a câta, a, 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 a poză. Cine e următorul chelie? Doamne. uită te și tu că... Bă, nu știu ce aplicație a folosit, dar voi vedeți, zici că nu e ras. Nu, no, Bogdan? Bă, adică nu vreau să zic că nu i-ar sta bine iar ar sta și bine și parcă nu i-ar sta și bine Că el știu așa, bine, el e și cu părul mai scurtuț așa Deci, Nu, mm, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu no, no, no i-ar sta, nu i-ar sta bine Nu i-ar sta bine, Kelly, o stă bine așa cum e N Bă, stai, nu i-am dat notă lui Gami Nu, lui Gami, bă, sau bă, i-am dat notă lui Gami Cred că i-am dat 3 Dacă nu i-am dat 3, 3 e nota Lu Bogdan El e așa mai fotbalist, mai nu știu ce Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu no, no, cu Chelie, nu cu Chelie, Un 4 Un 4 cu chelie 10 cu păr Hai să vedem următorul Doamne, uite-te și tu la Danu mâncați aș. Doamne, Danule, ți-a făcut aplicația asta chelie cu reflexie, ești nebun? Zici că, zici că chelia e chestia de care te ocupi zilnic, e Danu, ia la acolo cu lama pe cap, jab, 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 jab frumos N-ai cum să-l vezi pe Danu cu chelie Bă, trebuie să fie cineva mă căruia asta, bine cu chelie I-aș da un 6, cam așa, un 6, ar merge, ar merge cu chelie, dar nu prea gen. Bă, da, aplicația asta e prea insane, sincer, adică uite-te, știu, a făcut reflexie ca și cum, iar ba, doamne, nu mai zic nimic, sunt prea insane aplicat. Mă, ce? Mă, ce? Mă, ce este poza asta? Ce este poza asta aici unde zăsami cu aia Rafael la Europa, parcă în Germania? Uh, sami pe jumate chel, cred că a fugit puțin aplicația Și Rafa full chel Vreți să vă mint că îi stă bine lui Rafa cu capul de ou? Îi stă forță lui Rafa cu cap de ou Mamă, dacă ne-am chinuit cu Rafa să ne facă cineva o poză Bă, n-aveți idee, am stat la poza asta pe Instagram, dacă nu mă urmăriți pe Instagram, duceți-vă acum, repede, acolo la Summit, dico, o să aveți și pe ecran. Vă uceți pe, dăm dați follow, Bă, poza asta a fost prea insane. Erau oameni acolo, treceau pe lângă noi, nu ne făcea nimeni poza. Dar, lui Rafa chiar mi se pare că îi stă bine cu chelie. Chiar, chiar, îmi place cum îi stă cu chelierul, Rafa. Eu mă stund de chel, sincer, și în viața reală, dar mi-e frică, sincer. Mi-e frică că nu știu cum am capul, că poate chiar am cap de wow. Și la cât port căștile, 100% am vreun, vreun burlan de la așa, știți cum am așa? Dacă, dacă vă uitați la Tyler One și probabil îl știți, are dunga aia de la căști și probabil asta mi s-a întâmplat și mie. Bă, nu, Rafa, aș da un 8 cu chelie. Următoarea poză este... Mama, X-Lader? Vezi că-i lui x cu chelie! Mamă! x cu chelie? 9 din 10 full! Să mor de nu iar sta bine cu chelie lui x -Leader. Bă, da eu, eu mi-aș dori atâta. Eu mi-aș dori ca mie să-mi stea bine cu chelie. Dacă mie îmi stă bine cu chelie, eu mă tun chel pentru că nu mai trebuie să să baș shampo japuței cu dup jap jap ai dar pe tot ce aia a fost, nu mai stai tu să stai după aia, uști cu nu ți faci, dai cu pudră, dai cu ce jap chelie, Am zis: no, 8, 859, 9 din 10, cam așa. Forță. Forță pe, pe patent." Bro! Bro, Haimen, Bro, hi, man, real slim Shady care tocmai s-a vopsit blond care tocmai s-a vopsit blond, bine, nu blond, e alb în cap. Chelie acum? De la blond la chelie? Bă, de ce să vă mint? Dacă n-ar fi fugit aplicația, iar ar fi stat bine cu chelie. Practic, el are capul mai mic, n-are capul așa mare. Adică, uită-te și tu că, că, că a făcut capul aplicația asta. Bă, lui Haimen chiar ar sta bine cu, cu chelie. Un opt lui Heiman. Pe bune, un 8 lui Haimen. Haimen cheliosu. Haimen, o știu că o să uite la clipul ăsta. Sunt 100% convins că Haimene o să uite la clipul ăsta chelios și o să, o să stea așa și se uite. O să zică, bro! Da, da, e, e, îți, îți stă bine, bă, Haimene îți stă bine să mor de nou. Dacă vrei când vii la mine, ne tundem amândoi la chelie, gen. Doar dacă te ține, dar eu nu cred că te ține, sincer. Da, ai zis că vii tu la mine și n-ai mai venit. Da, e ok. Hai să mor, bă. Mă, e cumva Bogdan Techeșul? Mă, asta e cumva Bogdan Techeșul? Mă, cum are Bogdan pe. Bă, vezi că Bogdan are pur mare, are pur mai lunguț, așa, mai jap-jap, frumos. Vezi că nu-i stă rău la chelie. Parcă e așa înfiorător pe chelie, știi? Parcă e... De fapt, stai, nu, acum e gânditor. E gânditor. Eu dacă aș fi Bogdan Techeș în momentul ăsta, eu m-aș transforma în Chelios. Pe bune! Parcă îmi stă prea bine Bogdan Techeș, din eu sunt Bogdan Techeș acum. Eu m-aș face... Direct el Lu Bogdan Techiș îi dăm un 9.35. 9.35, până acum este cel mai bine cu chelie. Doamne mâncați ce vede, ce-mi vede, ce vede ochii. Ce-mi vede ochii, nu i-a șters bine părul de aici. Șap, șap, șap. Bă ăsta e anguț. Ăsta e anguț managerul nostru. Nu știu dacă îi stă bine sau îi stă îngrozitor. Asta nu, încerc eu să-mi dau seama dacă îi stă bine sau dacă îi stă îngrozitor. Nu, mă, nu, e un de 6 e de 6 nu-i nici bine, nu-i nici rău. Cam așa e. Cam așa este la domnul Anguț. Max și altele, chel? Mă, Max a fost chel sau n-a fost chel? Prea cărst aceste aplicații. Gen, aceste aplicații sunt prea cărst. N-ai voie să creezi o asemenea... Nu ai voie să creezi o asemenea poză. Cu chelie. Păi da... Îi stă bine sau nu? Mă, nu, Max, sincer, cred că îi stă cel mai rău cu chelie. Nu, cred că eu am cea mai mică notă la chelie. Cred că eu am unu. Unu am la chelie. Dar nu, dacă nu am a pus Andrista, să în rău de tot. Jacksones. Ia uite-l. Ia vezi, mă. Frumos, așa. Am o muscă pe tricou. Și am capul fix de wow. Mă, ce stați, opriți-mă, vă rog. Opriți-mă, vă rog, că o dau în rime. Ia, uitați-vă puțin, deci dacă dăm zoom aici pe chelia asta, se vede aici, se face o analiză că Jaxi de fapt a rămas fără păr. El nu s-a atuns chelie că așa a vrut el. Uitați-vă, jap, exact așa aici, se vede cum se duce. Nu, ia uite aici, așa. Deci el până aici are fruntea, jap, până aici are frunte, așa. Eu dacă aș fi Jaxi, m-aș duce și mi-aș face implant de păr. Sincer jap, până așa, jap, 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 atâta implant de păr și am rezolvat situația. Pentru că, bă, dar stai că ți-a -ți de la ceafă și-ți pune în față. Păi, bă, tu rămâi fără ceafă, Jaxi. <laughs> da, 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 Asta nu-i bully pentru că Jaxi nu e chelgen. În momentul ăsta e poza perfectă, ochelar de soare, să, să mă bată date de nu așa e știu pe toți chelioșii, ochelar de soare și barbă. Dar lui Jaxi nu-i stă bine chel. Cred că asta e problema. Cred că asta e problema. Jaxi, ai și tu un 2. Jaxichel 2, bro. Mai cap de ou wow, ca Sinner nu există. Până acum Sinner este capul de ou wow din acest clip. 2 nota Sinner. 2 nota Sinner pentru Kelie. Sinere, ai fost un speriuță, dar niciodată chel. L-am văzut pe Siner periuță și vreau să vă zic o fază amuzantă când am fost la Siner, că Sineri e din Timișoara ca mine și am mai mers toată la el, că stă foarte aproape de mine, câteva străzi, japa așa frumos, m-am dus la Siner. Mă, și Siner tot stătea cu o șapcă în cap și eu nu știam că el s-a tuns speriuță, în perioada a când era el tuns speriuță. Păi și m-am dus la el și face, uite la mine. Și mă nu avea nicio treabă. Și face, mă, tu nu observi nimic? Și după aia face Siner și dă aia așa, și era gen periuță. Dar nu, chel, nu, nici de cum. Bă, lui cred că este stă până acum cel mai bine cu chelie. Mă, de ce stă bine așa Luteu, aș de ce stă așa bine lui cu chelie? Mă, ce se întâmplă? Cum e posibil să-i stea atât de bine cuiva cu chelie care nu are chelie? Și e făcut -o de o aplicație. Mă, dar stai de fapt, lui, lui ar sta așa bine în realitate cu chelie? Ia zi o încercăm. Dacă te faci tu chel, mă fac și eu chel. Și eu, și tu, și Haimen. Toți trei, ne facem chei. Bă, Luteo chiar îi stă bine. Chiar îi stă un 9-50, Luteo. 9.50. Nu mai știu cine, cine era înainte. Am dat cuiva 9-35, dar nu mai știu. Știu că îi bine lui Slader cu chelie. Doamne. Doamne, mâncați-eși, ta silențioase. Dacă te-ai tuns vreodată chel, s-a dus. Mie, eu nu știu dacă să plâng sau să râd. Uitați-vă și voi, e imposibil. E absolut imposibil. Silent a spart recordul. 0.50 pe chelie Silent. Bă, dar a luat Andrei sta niște poze. Nu mai zic absolut nimic. Deci Silent până acum are cea mai urâtă chelie. Atât. N-am, n-am ce să zic. În realitate clar n-ar așa, aplicația asta e puțin retardată, dar nu contează. Silent 0.5, cea mai mică notă și cea mai urâtă chelie. Dar oricum el e frumos în realitate, deci nu contează. Bă! Bă, unde e chelia? Mă, ce? Mă, a pus părul pink? N-am cum să mă uit la pink așa. Eu nu-l știu pe pink așa. Eu pe pink literalmente nu-l cunosc așa. Eu pe Pink îl știu, acum puneți-vă mâna pe ecran Ăla-i Pink! Când nu-i vă părul! Bă, dar pare că așa îl știu pe Pink, Chelios Păr cum... Ce, nu note aș da eu la Pink cu păr? 8 Oi stă bine cu Chelie, mă N-ai, n-ai ce să-i zici Mai e vreo poză? Eu vă jur că eu nu-mi dau seama cine e ăsta Jur că nu știu cine este acesta Tu, oameni, ăsta-i Mădălin, bă Că nici măcar nu mi-am dat seama O rușine din partea mea lui Mădălin Șerban un 5 cu chelie Hai să vedem Am literalmente un coș pe, pe chelie Am un coș pe chelie Ce-i poza asta Andresita? asta e poza care a plăcut lui Andresita cu mine? Și s-a gândit să mă facă chel? Bro Uite-te cum arăt Sunt dezamăgit de mine cu chelie eu care chiar voiam să mă fac chel Dacă chiar îmi stătea bine cu chelie Mă făceam chel Probabil s-ar fi despărțit Andrei sta de mine Și m-ar fi și bătut după Dar ce să zic Vreau să mergeți și voi în comentarii Să ziceți cu a stat cel mai bine cu chelie Și la care ați râs cel mai, cel mai, cel mai, cel mai mult Sper că v-a plăcut episodul Am râs, ne-am distrat Chiar, chiar ne-am distrat sincer A fost o idee nebună să facem youtuberii cu chelie și au, au, fost și niște pozi din astea foarte dubioase, sincer. Una le-a stat bine cu chilie, altora le-a stat pârlit rău de tot, exact cum stăm eu. Uitați-vă și voi. Nu mai zic nimic, vă doresc tuturor o zi frumoasă în continuare și v-am pupat. Pa, pa!